Bună seara, dragi prieteni! Pacea Domnului! Vă spun cu această ocazie, înainte de programul nostru propriu-zis, pe care îl avem în fiecare seară, dorim ca să avem un moment de încurajare și un moment de aducere aminte pentru cel care a fost fratele nostru Ghiță Urda din Oradea. În aceste momente doresc să-i salut pe cei îndoliați, care trec prin niște momente inedite din mai multe puncte de vedere, atât prin faptul că l-au pierdut pe fratele Ghiță, cât și prin faptul că nu pot să aibă o mormântare cu un serviciu normal. De fapt, toată această perioadă de chin în care au fost cu sufletul la gură, a fost cu totul atipică de ceilalți oameni care trec prin astfel de situații. Am ajuns vremuri în care nici măcar să mori nu este bine. Și de aceea suntem alături de voi, dragii noștri. Suntem alături de dumneavoastră, sora Estera. Suntem alături de voi, Gabi, frate Dan, frate Mircea și ceilalți care sunteți din familia Urdea, Dumnezeu să vă binecuvânteze. În seara aceasta doresc să aduc din partea lui Dumnezeu un cuvânt de mângâiere, însă înainte de a deschide Scriptura, vreau să vă spun câteva lucruri despre ceea ce a însemnat fratele Ghiță pentru mine. Mi-aduc aminte că am ajuns ca un proaspăt absolvent în primul meu district, la Oradea, și provocările erau mari. Comunitate de oraș, comunitate mare, cu anumite pretenții, care avusese un pastor bun, foarte bun înainte. Mă simțeam atât de mic, eram atât de descurajat și atât de înfricat, pentru că nu simțeam că mă pot ridica întotdeauna la standardele cerute. Și mi-aduc aminte cum de multe ori fratele Ghiță a venit la mine ca un adevărat bărbat al lui Dumnezeu și m-a încurajat. Și cu glasul lui de bas îmi spunea: Ionică, nu te descuraja, mergi înainte, Dumnezeu să fie cu tine, lasă, nu te necăji tu de nimic, nu le pune la suflet, mă băiatule, mă, mergi înainte cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu drag de momentele în care cânta la cor, cu cât drag făcea lucrul acesta. Mi-aduc aminte cu drag de acele momente în care mustra pe cineva cu toată dragostea lui Dumnezeu, o spunea atât de hotărât, dar în același timp atât de plin de dragoste, încât nu puteai să te superi pe el. De multe ori chiar te zgâlțâia prin felul lui de a fi, să te implici, să faci ceva, să vii la biserică, să nu mai întârzii. Dar felul în care o spunea, hotărât și plin de dragoste în același timp, te făcea să-l iubești. Vestea aceasta a venit ca un fulger asupra noastră și chiar vorbeam cu soția mea că este a patra sau a cincea persoană dragă nouă care a fost secerată în ultimele 6 luni, fără să ne fi așteptat și fără să fi avut semnale că este prea bătrân sau că are o boală foarte, foarte gravă. În aceste momente doresc să-mi exprim durerea și în același timp empatia. Sunt alături de voi, suntem alături de voi, dragii noștri, și dorim ca Dumnezeu să vă mângâie în aceste clipe grele. În câteva minute pe care le avem la dispoziție, doresc ca să ne îndreptăm atenția spre cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt pe care
fratele Ghiță l-a studiat cu rugăciune de multe ori, citind vagoane de cărți, ca să înțeleagă mai bine atât Scriptura, cât și pe Dumnezeu. Și pentru aceasta vă invit să deschideți la cartea lui Iov, aceea care aveți posibilitatea, la capitolul 14, această frământare despre existență, această dezbatere filozofică cu privire la sensul vieții, cu privire la motivul pentru care suntem aici, motivul pentru care suferim, motivul pentru care murim. Și întreaga carte aceasta este o frământare a omului care trece prin suferință, prin necaz și care nu vede întotdeauna de ce trebuie să treacă pe acolo. Aici, la capitolul 14, Iov spune așa: omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Cât de efemeri suntem, cât de trecători, cu durere venim în lumea aceasta, cu durere plecăm din ea. Și în timpul vieții avem parte de multe frământări, de multe necazuri, de multe suferințe, de multe lacrimi. Și această comparație pe care o folosește aici Iov este cât se poate de plastică. Omul este tăiat ca o floare. Cred că ați tăiat flori. Câtă rezistență opune o floare în momentul când o tai? Este atât de ușor. Și așa este și viața noastră, așa este și existența noastră. Ne naștem, trăim, suferim, ne bucurăm și deodată suntem tăiați. Acum ești, acum nu mai ești. Gândindu-se la ceea ce se întâmplă în natură, versetele 7 la 9, Iov spune așa: un copac și tot are nădejde. Căci când este tăiat, o drăzlește din nou și iar dă lăstari. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înversește iarăși de mirosul apei și de ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Tocmai în acest gând profund al lui Iov, care se îndreaptă spre natura, care renaște tot timpul, este și cheia speranței noastre. Însă, Iov nu a văzut până la un moment dat acea parte luminoasă a suferinței și s-a uitat la natură, văzând că natura renaște, și apoi a făcut o comparație cu existența omului în versetele care urmează. Dar omul când moare, rămâne întins. Omul când își dă sufletul, unde mai este? Și într-adevăr, atunci când omul își dă sufletul, unde mai este? De 3 săptămâni, fratele Ghiță a fost în comă, la limita dintre viață și moarte. Însă când Dumnezeu a decis că este destul, unde mai este? Cum pierd apele din lacuri și cum seacă și se usucă râurile, așa se culcă omul și nu se mai scoală, cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă și nu se mai scoală din somnul lui. Ce adevăr pe care îl trăim zilnic în lumea noastră. Sunt oameni care se nasc și oameni care mor, însă de atâta obișnuință nici măcar nu mai plângem, decât dacă sunt apropiații noștri, dacă sunt cei pe care i-am prețuit și i-am iubit, pe care i-am cunoscut de aproape, pentru că moartea este atât de normală
încât ne-am obișnuit cu această normalitate bizară. Văzând ceea ce se întâmplă, frământându-se cu privire la fragilitatea aceasta a vieții, Iov începe să se lupte cu Dumnezeu, spunând: ah, Doamne, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia și de mai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Dacă omul odată mort ar mai putea să învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Niște cuvinte spuse de un om care suferea cumplit. Niște cuvinte spuse de un om care a fost lovit din toate părțile, a pierdut 10 copii într-o zi, a pierdut tot ce avea, a pierdut suportul celor dragi, inclusiv cel al soției, și nu i-a mai rămas nimic altceva decât credința în Dumnezeu și frământându-se în boala lui, în suferința lui. Vorbește cu Dumnezeu: Doamne, dacă aș mai putea trage nădejde că voi învia, că va mai fi ceva după asta, tare bine ar fi. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Privindu-i pe cei dragi care mor, privindu-i cum se duc acești oameni de bine, acești oameni utili societății și bisericii, acești oameni cu inimă mare, care ar mai fi putut să trăiască 10-15 ani ca să binecuvânteze pe cei din jurul lor cu tot ceea ce fac. Uneori ești indignat. De ce unii care risipesc darul acesta al vieții sunt lăsați să îmbătrânească și alții, care ar fi bine să mai trăiască, sunt secerați mai devreme decât e necesar? Sunt oameni care își bat joc de sănătate, sunt oameni care pur și simplu nu interesează absolut nimic, își mototolesc viața și fac din ea o epavă și cu toate acestea trăiesc ani în șir. Și oameni de valoare, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, oameni care caută să facă binele, sunt secerați sau sunt tăiați, așa cum este tăiat o floare. Sunt întrebări la care noi nu avem răspuns, sunt frământări la care nu găsim o soluționare. Cu toate acestea, credința lui Iov răzbate în capitolul 19, acolo unde el privește spre Salvatorul său, spre Iisus Hristos. Deși era departe în timp de el, credința face un salt până la vremea aceea. Și el spune niște cuvinte pline de încredere. În capitolul 19, cu versetul 23 la 27. O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu aia altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu.
Ce frumoase cuvinte spuse de un om care era aproape de moarte. Un om credincios, un om care s-a luptat cu viața, un om care s-a luptat cu loviturile pe care le-a dat cel rău și nu a renunțat la Dumnezeu sub nicio formă. Cred că un astfel de om a fost și fratele Ghiță, care l-a iubit pe Dumnezeu și care s-a rugat lui Dumnezeu și care a ajutat pe toți cei care au avut nevoie, care a studiat. Când mergeai la el, tot timpul era o carte pe masă sau scriptura, avea întrebări de pus, avea frământări și nu din astea așa ieftine, ci întrebări grele. Un adevărat misionar pentru Dumnezeu, care mergea în parcuri și intra în vorbă cu oamenii, dându-le cărți, vorbind despre bunătatea lui Dumnezeu. Cred că și el a crezut că răscumpărătorul său este viu. Și oarecum, din discuțiile pe care le-am avut cu sora Ester, am aflat amănuntul acesta, a anticipat momentul acesta, spunându-i fratelui său Mircea: Mircea, dacă mie mi se întâmplă ceva cu vremea aceasta, se dăduse deja decretul acesta sperietoare, dacă mie mi se întâmplă ceva, să știi că nu o să aibă cine să-mi cânte prohodul. Câtă dreptate a avut! Și cu toate acestea, răscumpărătorul lui și al nostru este viu. Și chiar dacă pielea și carnea s-au nimicit, chiar dacă cel drag al dumneavoastră a murit, va vedea totuși pe Dumnezeu, pentru că de dorul acesta a tânjit în sufletul său. Spre încheiere, vreau să vă citesc câteva gânduri pe care le-am așternut în versuri pentru fratele Ghiță. Nu mi-a fost deloc ușor, pentru că mi-a fost greu să accept această realitate. Însă am vrut să transmit câteva lucruri despre ceea ce a fost el și despre ceea ce a însemnat pentru mine și poate și pentru dumneavoastră. Este un rămas bun pe care mi l-am luat într-o formă poetică. Prieten drag, cu zâmbet cald, mi-e greu să mai adun gânduri și rag. Nu-mi vine a crede că te-ai stins, că în plasa neființei ai fost prins. Prieten drag, cu inimă de leu, ai fost un sprijin pentru toți la greu, iubind pe semeni și pe Dumnezeu. O știu și ei, o știu și eu. Și acum, când ești răpit de printre noi, luat cu deasila de nenorociri puhoi, ne lași doar pe furate amintirea ce înlăcrimează iar și iar în ochi privirea. Rămâi cu bine, suflet, în suflet și în gând, comoară ascunsă pentru o vreme în pământ, până ce zâmbetul-ți va răsări curând, până te-om auzi
din nou cântând. I-a plăcut fratelui Ghiță să zâmbească. Și o făcea într-un asemenea mod încât te entuziasma și nu puteai să rămâi în aceea stare. I-a plăcut fratelui Ghiță să cânte la cor, la fanfar, la cor, în grupul bărbătesc. I-a plăcut fanfara. Și cred că va veni vremea când zâmbetul lui va învia din nou și când cântarea lui va izbucni în cântarea lui Moise și a mielului. Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi, dragii mei. El să vă mângâie. El să vă ajute să treceți peste clipele acestea grele și negre pentru suflet. El să vă șteargă lacrimile și să pună acolo adânc în sufletul vostru acea credință și acea speranță că în curând ne vom întâlni cu prietenul și fratele nostru, Ghiță. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cu credința aceasta în Dumnezeu, cu încrederea în promisiunile sale, deocamdată ne luăm la revedere de la prietenul nostru scump și drag. Fie binecuvântată amintirea și lacrimile pe care aceasta le va scoate din sufletul nostru, să zidească în noi acea speranță pentru viitor, în care moartea va fi înghițită de biruință, în care viața aceasta plină de chin și de amar va săruta veșnicia și întâlnirea cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin.